Să trecem la pilde de familie, locul 2. Citez. Tata... Eu și pildele, mai și... Mai și nimerit. Atenție. Tata nu înșela pe mama pentru că era frică să nu-i moară oile. La fel și eu, nici măcar nu mă uit la alte femei ca să nu mă moară oile. Gigi Becali. Corect. De aici se atrage și comportamentul lui față de colega de la Capatos. Știi care colegă? Atunci când a văzut să-i zis piei diavoliță. Dacă, satana e ceva frumos, ispita e frumos, scrie Biblie. Da. Da, cred că de-aia nu și nici eu pe Bahmuțan, că să ne moară cățelul. Da, și l-am văzut cățelul e simpatic, e viu, așa e. Nu, dar noi tot timpul încercăm să ne găsim explicații la acțiunile noastre. Deci când ești fidel, ești fidel că asta e. Da. Nu că să nu alunici în baie pe săpun. Nu, da. Nene. Că după aia îți dă Dumnezeu nu. Și ai... Noi trebuie să facem lucrurile că așa trebuie făcute, înțelegi? Dacă vrei să fii fidel, e dreptul tău să fii fidel. Nu-ți moare nicio aer, niciun câine, nici nimeni. Dacă vrei să fii infidel, e dreptul tău. Dar s-ar putea ca tu să te țepuiești, înțelegi? Să te păcălești. Ai fost infidel, ok, și 10 minute ai fost șmecher. Te-ai cărpit cu o blenoragie, găsești în spate niște păduglați, mai duci și pe acasă. Cadouri. Nevastă, tu ai păduc. Nu i-a dat și. Pac, pac. Gata, scandalul. Adică, plus că bolile venerice sunt scăpate de sub control în momentul de față. Chiar sunt scăpate. Chemați-l pe strinul Cercel, pe profesorul Cercel și o să vă explice. E o nebunie. Da. E o nebunie ce se întâmplă în momentul de față. Și de asta vă spun, e riscant, adică da, mai fost și Digi Becali oferă soluție. Spune el, dacă știam că mă ascultă DNA, sunam la linia erotică. La linia erotică măcar ești tu cu tine. Tu și cu mâinile, cu gândurile, cu picioarele și cu organele tale. La linia erotică nu este... Adică dacă decât să iei o blenoragie, mai bine te servești particular. Da, spune acum ce se întâmplă? Linia erotică, bănuiesc, e o chestie care se întâmplă pentru oameni. Îți dai seama ce băgau ea de la DNA. No, stai puțin, sunt oameni timizi. Da. Sunt oameni timizi, sunt care și femei timide, înțelegi, care ele stau retrase și mai ales aia cu calculatorul. Când, dragul, te socializezi, când se prostește o gagică, ceva. Și atunci, având oferta asta care ți-o aruncă pe la 12-1 noaptea, toată televiziunea sună, mă, sunt fierbinte, stai seama că fiind singura acasă, să stai așa în frâghinasul, te dai și un telefon la fierbinte. Mă rog, apocalipsa vine când îți vine factura telefonică. Da. Înțelegi? Că la banii de pe factura telefonică, nu că scump, dar la banii de pe factura telefonică eu sunt convins că aveai eleva aia, sau cum îi zice. Eleva porno, da. Și aveai așa o săptămână, făcea și curățenie. Adică, știi, dar eu așa cred că trebuie asta învățate în școală. Astea sunt lucruri elementare și trebuia ca materie de studiu. Deci nici o rușine un băiat să fie cu o fată. Nici o rușine. Să chiar să facă sex când le permite organismul, legea și așa mai departe. Eu știu că există o chestie de asta religioasă. Știi, avem noi o dogmă că, domnule, e bine înainte de a-ți face actele în fața Domnului să nu faci sex. Eu dar nu cred că Domnul are vreo treabă cu sexul. Eu cred că sunt lucruri separate. Cred că e bine să fie educați în sensul ăsta. Da. Că, pe urmă, avem tot felul de nenorociri. Intrăm în Guinness Book-ul de asta, cea mai tânără mamă. Sau cea mai bătrână. Da, ne-a bătut una acum, iară, cu... Da. Am ieșit poate din top. Doamna Adriana mai bagă niște... Păi Adriana și la 90 de ani face. Da? Păi avem din 20 în 20 câte 2. Bună, Adriana! Ne trebuie contributor la buget. Bă, mie trebuie să-mi susține cineva bătrânețea. Lumea nu pricepe. Da. Deci noi trebuie să avem... cât mai mulți copii, chiar dacă e greu să-i crești, eu cred că statul să aibă maturitatea să introducă bani. Acum eu ce proiect de lege am vrut să le spun, nici n-au vrut să au fugit din sală toți. Să, domnule, eu sunt de acord să ajutăm familiile, dar nu în sensul în care să ajută acum familiile. Tinerii căsătoriți să le dăm casă. De ce? Păi sunt la început de drum. Nu, hai să-i dăm lui copilul casă. Fă copil și-ți dau casă. Bună. Că face sens. Bună. Lui copilul îi dăm casă. A pățit copilul cealaltă la acasă. Și atunci au grijă de copil. Hai să-i dăm 10.000 de euro lui mama când îl naște. Hai să-mi dăm 1.000 de euro pe lună, nu lui mama. Mama la naștere, 10.000 de euro cadou lui mama. Aha. Ia-ți bani lui mama. E ca Chiria, care a dat 1.000.000 de exact. Dolari lui exact. Ion pentru la micu. Exact. Și pe urmă lui copilul, 1.000 de euro pe lună, dar nu în bani. Că noi avem cazuri multe de incultură care ia banul să duce la bodegă. Exact. Și atunci de 1.000 de euro îi asigurăm.
menajer 200 de euro, care menajer are bonuri valorice, se duce și aduce papa, face scutecele și...